Bine te-am regăsit, Nicoleta. Anul ăsta ești scânteia evenimentului de duminică. De unde dorința asta de a te implica? Le cunoști pe fete mai de mult? Da, le cunosc din 2013, când au demarat, să zic, același curent online la Bluz Rumen. Dintotdeauna mi-a plăcut portul național, dar mi-a plăcut ideea ca și comunitatea, să zic, civică a Mediașului să se implice în astfel de proiecte care să scoată la iveală tot ce ne-au lăsat bunicii și mai ales bunicile noastre. În educație, prin port, poate pot să exprim și o altă chestie vis-a-vis de tabloul la Bluz Rumen, pictat de Henri Matisse în 1940, prin care patriotismul era scos prin sufletul ei românești. Bun, și s-a făcut așa o comunitate? Voi v-ați, nu știu, vă întâlniți mai des? Cum e? Ne-am întâlnit și după aceea, cel puțin eu atunci mi-am format niște prieteni prin Cristina Pustai, Diana Maria Moga, Teodora Rodica, deci pot să zic nucleul și pot să menționez Clucea Roșie din Mediaș. Ne-am reîntâlnit în 2014, când iarăși a fost extraordinară realizarea lor la Grădina de Vară Traube, un loc emblematic pentru Mediaș. 2015 pentru mine a însemnat foarte mult, pentru că au organizat deja o sărbare câmpenească și nu ne-au uitat. Deci ne-au invitat și pe ceilalți care, între timp, poate n-au mai fost la fel de activi alături de ele, Predoarie pentru ei, Eșezătoare Mediaș. Și uite, așa am stabilit o prietenie de viață cu fetele acestea. În acest an, în iarna acestui an, am reîntâlnit-o pe Ligia Pop și am avut plăcerea de a vedea o colecție privată extraordinară din toată țara. Și mai departe a fost ideea de a vedea și Cristina Pustai, care știam că este iarăși o iubitoare. A, deci tu ai dus-o pe Cristina la Ligia, nu? Da, eu am dus-o pe Cristina la Ligia, a văzut colecția, a avut o expresie că a fost ceva karmic pentru ea, pentru mine a fost în iarnă. Așa. Și de acolo a venit ideea de a organiza din nou ziua ei, fiind an centenar, să ne legăm de Regina Maria, pentru că este portul național prezent și la nunta ei în 1922. Și de aici am făcut toate celelalte scânteiuțe. Deci eu văd că toate fetele și toți care ne-am implicat suntem scânteile acestui eveniment. Ce înseamnă ea pentru tine? Când? Ea pentru mine înseamnă tot ce mă leagă mai ales și de acest oraș, de felul cum am fost crescută. La ce an ai avut prima... Iuță. Așa, iuță. Era să spun și eu iuță. Da, am zis că iuța e cea cu mânecile mai scurte, mai nu știu cum. Dar nu neapărat. Nu intrăm în detalii. Deci eu prima ei am avut-o în școala generală. Țin minte și acum că... Unde ai făcut școala generală? La generală numărul 2, pe Moșnei. George Popa acum. Uram ceea ce înseamnă cor și iubeam ceea ce înseamnă joc popular. Și atunci am avut prima ie. Deci atunci am găsit eu ce înseamnă portul național. Și ai făcut parte din trupa de dansuri de la școală? De la școală, da. Da. Deci am făcut parte din trupa de dansuri populare. După aia a urmat anii de liceu, când n-am văzut aceeași iubire de port național în ceea ce făceai la liceu. Anii de facultate au fost... au fost în Banat și nu au fost la fel de atrași parcă de portul național, chiar dacă erau rugile bănățene, dar ne-am întors acasă și... Și când a revenit chestia? Când ai luat din nou la cel mai mult, cred că cel mai mult am purtat ea după ce am văzut în Dârlos, pot să spun așa, în Dârlos, că totuși oamenii n-au uitat portul național. Și că îl poartă cu plăcere. După aceea mergeau la biserică? Mergeau la biserică în port național. După aceea am fost la diferite, să zic, nu evenimente, sărbători în Mediaș, când am văzut din nou că merg îmbrăcați în port național și la biserică și în afară. Deci că nu există o rușine vis-a-vis de IE. Iar în 2013 am văzut că acest curent online a putut mobiliza o comunitate întreagă și din afara țării și din țară. Pe fete le-am întrebat pe fiecare în parte dacă au participat la diferite evenimente cu familia, toți îmbrăcați în port popular. S-a întâmplat și la tine așa ceva? Da. Din 2016 există o sărbătoare în Mediaș de Sfântul Andrei,
unde colegi de-ai soțului meu participă îmbrăcați în IE sau în port național. Deci așa am fost în 2016-2017 undeva la 300 și ceva de persoane care am sărbătorit Sfântul Andrei și Ziua Națională a României în port național. Unde în Mediaș? La Edelweiss am fost, a fost prezenți, să zic, din instituțiile astea care câteodată sunt mai blamate, deci Poliția Română, Parchetul, Judecătoria, împreună în 2016 cu cei din Sighișoara. Și când i-ai propus soțului tău prima dată, zice, băi, ok, noi zi costumul din dulap, îți dau o cămeșă și niște țari. Care a fost reacția? Reacția lui sau a mea? Nu, reacția lui, că reacția a venit lui... de la el sau de la tine chestia asta? Nu, de la amândoi, dar mai ales și de la el. Deci în 2016 a fost chiar costumul premiat. Mm-hmm. Deci el iubește portul național, are port național de la 18 ani, da, de părinți, deci cadou făcut, așa se proceda în trecut. Și în 2016 a fost portul premiat la Ziua Națională a României pe care am sărbat-o. Nu i-a fost rușine să poarte cioarecii aia care te-nți apă și... Păi, mare diferență dintre cioareci și blugi nu-i. Nu e, dar ăia sunt din lână, da, și okay, sunt mai... Mă refer la croială, da, și la... Da. Deci chiar el este atașat de valoarea aceasta, deci așa putem să-i spunem, la portul național. O invitație pentru Duminică Medieșenilor din partea ta. Deci invit cu mare drag la Ziua Universală a IE, sărbătorită la Mediaș, și să poarte portul național întotdeauna cu multă mândrie.